De ce am ales să susțin Teach for Romania? Pentru că împărtășesc ideabile și dorințele și principiile pe care această asociație, nu știu cum să-i spun exact, organizație, pentru că e mai mult decât o asociație și organizație, le are. Sunt cele generale, sunt aceleași pe care le-am și eu despre rolul adevărat al educației, formarea oamenilor. Mai concret, din cauza că acționând în România, este foarte multă nevoie de ceea ce face Teach for Romania în România. Iar eu m-am apropiat și pentru că am întâlnit oameni foarte, foarte buni în care cred, care lucrează aici și pentru că simt că ceea ce am acumulat eu de atâția ani am un loc unde să le pot transmite și oamenii să le ia, să le ducă mai departe la copii, în primul rând, și la alții profesori. Ce obțin eu din colaborarea cu Teach for Romania este, în primul rând, încărcarea asta cu energie pe care o văd și acum în sală aici, unde tocmai am avut o discuție despre planificare, o ședință întreagă despre planificare și văd în profesorii care vor pleca la clase dorință și putere și speranță că pot avea un impact asupra dezvoltării sistemului de educație românesc și mai precis a individualității copiilor, a ajutorului pe care acești copii au nevoie de la noi. Dacă nu le au de la noi, de la educație, nu prea au de unde, bineînțeles, în afară de părinți.